și eu în ei. Zicând acestea, Iisus a ieșit cu ucenicii săi dincolo de pârâul Chedron unde era o grădină în care au intrat el și ucenicii săi. Și Iuda, trădătorul, știa locul, pentru că Iisus și ucenicii lui se adunaseră acolo adesea. Iuda, luând o trupă de soldați și slujitori de la marii preoți și de la farisei, a venit acolo cu felinare, făclii și arme. Iar Iisus, știind toate câte aveau să vină asupra sa, a ieșit și le-a zis: Pe cine căutați? Pe Iisus Nazarineanul! Iar Iuda, trădătorul, era și el cu ei. Eu sunt. Atunci când le-a spus: Eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. Așadar, i-a întrebat din nou: Pe cine căutați? Iar ei au spus: Pe Iisus Nazarineanul! V-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe aceștia să plece. Ca să se împlinească cuvântul pe care îl spusese: Nu am pierdut pe niciunul dintre cei pe care mi-ai dat. Atunci Simon Petru, având o sabie, a tras-o și l-a lovit pe slujitorul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Numele slujitorului era Malchus. Puneți sabia în teacă! Oare nu voi bea paharul pe care mi l-a dat tatăl? Atunci trupa de soldați, comandantul și slujitorii iudeilor l-au prins pe Iisus și l-au legat. L-au dus întâi la Ana, căci era socrul lui Caiafa, care era mare preot în anul acela. Caiafa era acela care îi sfătuise pe iudei că este mai de folos să moară un singur om pentru popor. În urma lui Iisus mergeau Simon Petru și un alt ucenic. Iar ucenicul acela era un cunoscut de al marelui preot și a intrat împreună cu Iisus în curtea marelui preot. Iar Petru stătea lângă poartă, afară. Celălalt ucenic, care era un cunoscut al marelui preot, a ieșit și a vorbit cu portăreasa și l-a băgat pe Petru înăuntru. Slujnica portăreasă i-a zis lui Petru: Nu cumva ești și tu dintre ucenicii omului acestuia? El a spus: Nu sunt. Slujitorii și gărzile făcuseră un foc, pentru că era frig, și stăteau și se încălzeau. Era și Petru cu ei, stând și încălzindu-se. Atunci marele preot l-a întrebat pe Iisus despre ucenicii și învățătura lui. Iisus i-a răspuns: Eu am vorbit lumii pe față. Întotdeauna am învățat în sinagogă și în templu, unde se adună toți iudeii, și nu am vorbit nimic pe ascuns. De ce mă întrebi? Întreabă-i pe cei care au auzit ce le-am vorbit. Iată, aceștia știu ce am spus eu. Așa îi răspunzi tu marelui preot? Iisus i-a răspuns: Dacă am vorbit rău, arată-mi ce este rău, iar dacă am vorbit bine, de ce mă lovești? Atunci Ana l-a trimis legat la Caiafa, marele preot, iar Simon Petru stătea și se încălzea. I-au spus așadar: Nu cumva ești și tu dintre ucenicii lui? El a tăgăduit și a zis, nu sunt! Unul dintre slujitorii marelui preot, rudă cu cel căruia îi tăiase Petru urechea, i-a spus, nu te-am văzut oare în grădină cu el? Petru a tăgăduit și îndată a cântat cocoșul. L-au adus pe Iisus de la Caiafa la pretoriu. Era dimineață. Ei nu au intrat în pretoriu ca să nu se pângărească și să poată mânca Paștele. Pilat a ieșit deci afară la ei și le-a zis, ce învinuire aduceți împotriva acestui om? Dacă nu ar fi fost un răufăcător, nu l-am fi dat pe mâna ta. Luați-l voi și judecați-l după legea voastră. Nouă nu ne este îngăduit să ucidem pe nimeni. Astfel s-a împlinit cuvântul lui Iisus pe care îl spusese arătând cu ce moarte avea să moară. Atunci Pilat a intrat iarăși în pretoriu, l-a chemat pe Iisus și i-a zis, tu ești regele iudeilor? De la tine însuți spui aceasta sau alții ți-au spus despre mine? Sunt eu iudeu? Poporul tău și marii preoți te-au dat pe mâna mea. Ce ai făcut? Împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dacă împărăția mea ar fi fost din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat pe mâna iudeilor, dar acum împărăția mea nu este de aici. Așadar, tu ești rege? Da, sunt rege. Eu pentru aceasta m-am născut și pentru aceasta am venit în lume, ca să dau mărturie pentru adevăr. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Ce este adevărul? După ce a spus aceasta, a ieșit iar la iudei și le-a zis, eu nu găsesc nicio vină în el. Dar la voi este obiceiul să vă eliberez pe cineva de Paște. Vreți deci să vi-l eliberez pe regele iudeilor? Atunci au început să strige, nu pe el, ci pe Baraba! Iar Baraba era un tâlhar. Atunci Pilat l-a luat pe Iisus și l-a dat să fie biciuit, iar soldații, împletind-o cu ună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o mantie purpurie. Se duceau la el și ziceau, plecăciune, regele iudeilor! Și îl pălmuiau. Și Pilat a ieșit iar afară și le-a spus, iată, vi-l aduc afară, ca să știți că nu găsesc nicio vină în el. Așadar, Iisus a ieșit afară purtând coroana de spini și mantia purpurie. Pilat le-a spus, iată omul! Când l-au văzut, marii preoți și gărzile lor au strigat, răstignește-l! Răstignește-l! Luați-l voi și răstigniți-l, fiindcă eu nu-i găsesc nicio vină. Noi avem o lege, iar după lege el trebuie să moară, pentru că s-a numit pe sine Fiul lui Dumnezeu. Când a auzit Pilat vorbele acestea, s-a temut și mai mult. A intrat iar în pretoriu și i-a zis lui Iisus: De unde ești tu? Dar Iisus nu i-a răspuns. Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te eliberez și putere să te răstignesc? N-ai fi avut nicio putere asupra mea dacă nu ți era dată de sus. De aceea, cel care m-a dat pe mâna ta are un păcat mai mare. De atunci Pilat încerca să-l elibereze, dar iudeii au strigat: Dacă îl eliberezi, nu ești prietenul cezarului! Oricine se face pe sine rege este împotriva cezarului! Când a auzit Pilat cuvintele lor, l-a scos afară pe Iisus și s-a așezat pe scaunul de judecată, în locul numit Pardosit cu pietre, iar în evreiește Gabata. Era ziua de pregătire a Paștelui, pe la ceasul al 6-lea, și le-a spus iudeilor: Iată regele vostru! Atunci ei au strigat: El! El! Răstignește-l! Să-l răstignesc pe regele vostru? Nu avem alt rege în afară de Cezar. Atunci Pilat l-a dat pe mâna lor să fie răstignit. L-au luat deci pe Iisus. Și, purtându-și crucea, el a ieșit spre locul numit Locul Căpățânii, pe evreiește Golgota, unde l-au răstignit și pe alți doi împreună cu el, de o parte și de alta, iar pe Iisus în mijloc. Pilat a scris și o inscripție și a pus-o pe cruce. Era scris: Iisus Nazarineanul, regele iudeilor. Mulți dintre iudei au citit această inscripție, căci locul unde a fost răstignit era aproape de oraș. Și era scrisă în evreiește, în latinește și în grecește. Atunci, marii preoți ai iudeilor i-au zis lui Pilat: nu scrie regele iudeilor, ci acesta a zis: eu sunt regele iudeilor. Ce am scris, am scris. După ce l-au răstignit pe Iisus, soldații i-au luat veșmintele și le-au împărțit în patru, fiecărui soldat câte o parte. Apoi și cămașa. Însă cămașa nu avea cusătură, era țesută dintr-o bucată de sus până jos. Au zis așadar unul către altul: să nu sfâșiem, ci să o tragem la sorți a cui să fie. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: și-au împărțit veșmintele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Așa au făcut soldații. Lângă crucea lui Iisus stăteau mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa, și Maria Magdalena. Atunci Iisus, văzând-o pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături de ea, i-a spus mamei sale: femeie, iată fiul tău. Apoi i-a spus ucenicului: iată mama ta. Și din ceasul acela a luat-o la el. După aceea, știind Iisus că toate s-au săvârșit acum, ca să se împlinească Scriptura, a spus: mi-e sete. Era acolo un vas plin cu oțet. Au pus în jurul unei ramuri de isop un burete îmbibat cu oțet și l-au apropiat de gura lui. Deci, când a luat oțetul, Iisus a zis: s-a săvârșit. Și, plecându-și capul, și-a dat Duhul. Așadar, pentru că era ziua de pregătire, ca să nu rămână trupurile pe cruce sâmbăta, pentru că ziua acelei sâmbete era mare, iudeii l-au rugat pe Pilat să li se zdrobească fluierele picioarelor și să fie dați jos. Au venit deci soldații și i-au zdrobit picioarele celui dintâi, apoi ale celui răstignit lângă el. Dar când au ajuns la Iisus și au văzut că deja murise, nu i-au mai zdrobit picioarele, ci unul dintre soldați i-a străpuns coasta cu sulița și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel care a văzut a dat mărturie și mărturia lui e adevărată. Și el știe că spune adevărul, ca și voi să credeți, fiindcă acestea s-au petrecut ca să se împlinească Scriptura. Niciun os nu i se va zdrobi. Și altă Scriptură zice: îl vor vedea pe cel pe care l-au străpuns. Apoi Iosif din Arimatea, care era ucenic al lui Iisus, dar pe ascuns de frica iudeilor, l-a rugat pe Pilat să îl lase să ia trupul lui Iisus. Și Pilat i-a îngăduit. A venit deci și i-a luat trupul. A venit și Nicodim, cel care venise la Iisus noaptea mai înainte, aducând un amestec de smirnă și aloe ca la 100 de litre. Au luat deci trupul lui Iisus și l-au înfășurat în giulgiuri cu miresme, precum este obiceiul iudeilor să înmormânteze. În locul unde fusese răstignit era o grădină, iar în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese pus nimeni. Așadar, pentru că era ziua de pregătire a iudeilor, l-au pus pe Iisus acolo, fiindcă mormântul era aproape. În prima zi după sâmbătă, Maria Magdalena a mers în zori, când era încă întuneric, și a văzut piatra luată de pe mormânt. A alergat deci și s-a dus la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: L-au luat pe Domnul din mormânt și nu știm unde l-au pus. Petru a ieșit cu celălalt ucenic și s-au dus la mormânt. Alergau amândoi, dar celălalt ucenic a alergat înainte mai repede decât Petru și a ajuns cel dintâi la mormânt. Și când s-a aplecat, a văzut giulgiurile pe jos, dar nu a intrat. În urma lui a sosit și Simon Petru și a intrat în mormânt și s-a uitat la giulgiurile puse jos. Lințoliul care fusese pe capul lui Iisus nu era pus împreună cu giulgiurile, ci deoparte, înfășurat într-un loc. Atunci a intrat și celălalt ucenic, care ajunsese cel dintâi la mormânt, și a văzut și a crezut, pentru că nu știau încă Scriptura că el trebuia să învie din morți. Ucenicii au plecat apoi acasă, iar Maria stătea afară lângă mormânt și plângea. Și pe când plângea, s-a aplecat spre mormânt. Și a văzut doi îngeri în veșminte albe, așezați unul la cap și celălalt la picioare, unde fusese așezat trupul lui Iisus. Ei i-au spus: Femeie, de ce plângi? L-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Zicând acestea, s-a întors și l-a văzut pe Iisus stând, dar nu știa că este Iisus. Iisus i-a zis: Femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, i-a spus: Domnule, dacă tu l-ai dus de aici, spune-mi unde l-ai pus și îl voi lua. Iisus i-a zis: Maria. Ea l-a recunoscut și i-a zis în evreiește: Rabuni, care înseamnă învățătorule. Nu mă atinge, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, dar mergi la frații mei și spune-le: Mă sui la tatăl meu și la tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena a venit să le vestească ucenicilor: Le-am văzut pe Domnul și mi-a spus aceasta. Când s-a făcut seară în ziua aceea, întâia după sâmbătă, iar ușile erau încuiate acolo unde erau ucenicii, de frica iudeilor, Iisus a venit, a stat în mijloc și le-a zis: Pace vouă! Și spunând aceasta, le-a arătat mâinile și coasta. Ucenicii s-au bucurat când l-au văzut pe Domnul. Le-a zis iarăși: Pace vouă! Așa cum m-a trimis pe mine Tatăl, și eu vă trimit pe voi. Și, spunând acestea, a suflat peste ei și le-a zis: Luați Duh Sfânt! Cei cărora le veți ierta păcatele vor fi iertate, iar cei cărora le veți ține vor fi ținute. Dar Toma, zis geamănul, unul dintre cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Așadar, ceilalți ucenici i-au spus: "L-am văzut pe Domnul!" Însă el le-a spus: "Dacă nu voi vedea urma cuielor în mâinile lui și nu-mi voi pune mâna în coasta lui, nu voi crede." După 8 zile, ucenicii lui erau iarăși înăuntru, iar Toma era împreună cu ei. Iisus a venit, deși ușile erau încuiate, a stat în mijloc și a zis: "Pace vouă! Adu-ți degetul aici și vezi mâinile, și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea." Și nu fi necredincios, ci credincios. Domnul meu și Dumnezeul meu! Ai crezut pentru că m-ai văzut. Fericiți cei care nu au văzut, ci au crezut. Și multe alte semne a făcut Iisus în viața ucenicilor, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar acestea au fost scrise ca să credeți că Iisus este Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață în numele Lui. După aceasta, Iisus s-a arătat iar ucenicilor lângă Marea Tiberiadei și s-a arătat așa. Erau împreună Simon Petru, Toma, zis geamănul, Nathanael, cel din Cana Galilei, fiii lui Zebedeu și alți 2 dintre ucenicii lui. Simon Petru le-a zis: "Mă duc să pescuiesc." Ei i-au zis: "Mergem și noi cu tine." Au ieșit și s-au suit în barcă și în noaptea aceea nu au prins nimic. Când se făcuse de acum dimineață, Iisus a stat pe țărm. Însă ucenicii nu știau că este Iisus. "Copii, nu aveți ceva de mâncare?" "Nu!" "Aruncați năvodul în partea dreaptă a bărcii și veți găsi." Atunci l-au aruncat și nu mai puteau să-l tragă de mulțimea peștilor. Ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis către Petru: "E Domnul!" Când Simon Petru a auzit că este Domnul și a încins cămașa, fiindcă era dezbrăcat, și s-a aruncat în apă. Ceilalți ucenici au venit cu barca, trăgând năvodul cu pești, pentru că nu erau departe de țărm, ci la vreo 200 de coți. Așadar, când au ajuns la țărm, au văzut jar pus pe jos, niște pești așezați deasupra și pâine. "Aduceți din peștii pe care i-ați prins acum." Simon Petru s-a suit în barcă și a tras năvodul plin cu pești mari pe țărm, 153. Și cu toate că erau atâția, năvodul nu s-a rupt. "Veniți și mâncați." Dar niciunul dintre ucenici nu îndrăznea să-l întrebe: "Tu cine ești?", știind că este Domnul. Iisus a venit, a luat pâinea și le-a dat-o lor, la fel și peștii. Atunci li s-a arătat a 3-a oară ucenicilor Iisus înviat din morți. După ce au mâncat, Iisus i-a zis lui Simon Petru: Simone al lui Ioan, mă iubești? El i-a zis: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Paște mielușeii mei. A zis iar a doua oară: Simone al lui Ioan, mă iubești? I-a zis: Da, Doamne, Tu știi că Te iubesc. Iisus i-a zis: Paște oile mele. I-a spus a treia oară: Simone al lui Ioan, mă iubești? Petru s-a întristat că i-a zis a treia oară: Mă iubești? Și i-a spus: Doamne, Tu le știi toate. Tu știi că Te iubesc. Iisus i-a spus: Paște oile mele. Adevărat, adevărat îți spun, când erai mai tânăr, te încingeai singur și umblai unde voiai. Dar când vei îmbătrâni, îți vei întinde mâinile și altul te va încinge și te va duce unde nu vrei. Aceasta a zis-o arătând cu ce fel de moarte îl va preamări Petru pe Dumnezeu. Și după ce a spus aceasta, i-a mai zis: Urmează-mă. Întorcându-se, Petru l-a văzut venind în urmă pe ucenicul pe care îl iubea Iisus, cel care se rezemase la cină de pieptul lui Iisus și spusese: Doamne, cine este cel care Te trădează? Doamne, dar el. Iisus i-a zis: Dacă vreau ca el să rămână până când voi veni, ce ai tu? Tu urmează-mă. A ieșit vorba aceasta printre frați că ucenicul acela nu va muri. Dar Iisus nu-i spusese că nu va muri, ci: Dacă vreau să rămână până când voi veni, ce ai tu? Acesta este ucenicul care dă mărturie despre acestea și care a scris acestea. Și știm că mărturia lui este adevărată. Dar sunt și multe altele pe care le-a făcut Iisus, care, dacă ar fi scrise una câte una, cred că lumea aceasta n-ar putea cuprinde cărțile care ar fi scrise. Isaia 53. Cine a crezut ceea ce noi am auzit? Și brațul Domnului cui a fost descoperit? El a crescut înaintea lui ca un lăstar, ca o rădăcină ieșită dintr-un pământ uscat. Nu avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă, nu era nimic în înfățișarea lui care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era atât de disprețuit încât oamenii își ascundeau fața de el, iar noi nu l-am luat în seamă. El a luat asupra lui neputințele noastre și a purtat bolile noastre. Noi însă l-am considerat lovit, zdrobit de Dumnezeu și nenorocit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea era peste el și prin rănile lui suntem vindecați. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare urmându-și propriul drum, dar Domnul a pus asupra lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Când a fost asuprit și chinuit, El nu și-a deschis gura. Ca un miel care este dus la tăiere și ca o oaie care tace înaintea celui ce o tunde, tot așa nici el nu și-a deschis gura. A fost luat prin forță și judecată nedreaptă. Dar cine din generația sa s-ar fi gândit că el era șters de pe tărâmul celor vii și lovit pentru nelegiuirile poporului meu? I-au pus mormântul lângă al celor răi și l-au așezat în mormântul celui bogat. Deși el nu a săvârșit niciun act de violență și în gura lui nu s-a găsit nici o înșelăciune. Domnul însă a vrut să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru vină, își va vedea sămânța și va trăi multe zile, iar voia Domnului va propăși prin el. La sfârșitul suferințelor lui va vedea lumina și va fi mulțumit. Prin cunoștința sa, robul meu cel drept va îndreptăți pe mulți și le va purta nelegiuirile. De aceea îi voi da o parte la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cel puternic, căci s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost numărat alături de cei nelegiuiți. Totuși, el a purtat păcatul celor mulți și a mijlocit pentru cei păcătoși. Isaia 52. Iată, robul meu va propăși, va fi înălțat și ridicat și va ajunge foarte sus. Așa cum pentru mulți a fost o pricină de groază, atât de sluțită îi era fața, diferită de cea a omului, nemai având înfățișarea fiilor oamenilor. Tot așa el va uimi multe neamuri. Împărații vor amuți înaintea lui, căci vor vedea ceva ce nu le-a mai fost spus și vor înțelege ceva ce n-au mai auzit. Then he breathed on them . Receive the Holy Spirit. If you forgive people's sins, they are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven. One of the 12 disciples, Thomas, called the twin, was not with them when Jesus came. So the other disciples told him, "We have seen the Lord." Unless I see the scars of the nails in his hands, and put my finger on those scars, and my hand in his side, I will not believe. A week later, the disciples were together again indoors, and Thomas was with them. The doors were locked, but Jesus came and stood among them. Peace be with you. Put your finger here and look at my hands. Then reach out your hand and put it in my side. Stop your doubting and believe. My Lord and my God. Do you believe because you see me? How happy are those who believe without seeing me? In his disciples' presence, Jesus performed many other miracles which are not written down in this book. But these have been written in order that you may believe that Jesus is the Messiah, the Son of God, and that through your faith in him, you may have life.